Nu mi-e frică de nimic, spune Răzvan Lucescu înainte de partida capitală cu Franța. Jucătorii sunt îngăduitori cu selecționerul. Și dacă pierzi, ce se poate întâmpla? A glumit Mutu în interviul exclusiv realizat de Antena 1 și sponsorul principal al echipei naționale. Ți-e frică de ceva înainte de meciul ăsta? Sincer. Nu. De nimic? Nu, eu aștept cu foarte mare plăcere un astfel de joc. Ce poate fi mai frumos decât asta? Răzvan Lucescu nu se teme de examenul de la Paris, meciul decisiv cu Goku și Galici. Răzvan a fost încurajat de Mutu în interviul realizat de Antena 1 și sponsorul principal al echipei naționale. Se poate întâmpla ceva. Mai mult decât pierzi, ce se poate întâmpla? Mutu ar vrea ca tricolorii să-i învețe pe francez cine e Lucescu Junior, după ce Abu Dhabi l-a confundat pe Răzvan cu tatăl Mircea. Este quelque chose de selecționer rumen de Răzvan Lucescu? Ouais, je sais qu'il est je sais qu'il est entraîneur du Shakhtar Donetsk. C'est son père. Ah, c'est son père. Oh, oui. Désolé. je le connais pas lui, alors. Te-au confundat și cu tatăl tău, cu Mircea Lucescu. Da, știm că e antrenor și la Shakhtar. Dar cum ar ști și de ce ar ști? Să-l cunoască după meciurile.